Distribuție Energie Electrică, o companie de distribuție din cadrul grupului Electrica, a lansat în sistemul electronic de achiziții publice o licitație pentru demontarea și apoi montarea a până la 1,5 milioane de contoare, consemnează economica.net. Licitația are loc în contextul în care o parte dintre contoarele din rețeaua Electrica sunt expirate din punct de vedere al verificării metrologice, iar o altă parte dintre cele noi instalate nu au avizul Biroului Român de Metrologie Legală, dar compania a spus că au acreditare din partea organismelor europene. Cine va câștiga licitația are 36 de luni la dispoziție ca să demonteze și apoi să monteze contoarele.